Pacea Domnului Isus. Profit de momentul acesta ca să le amintești lor de la Roma că evangelizarea acolo s-a terminat și ne-am întors din nou acasă. În timp ce mă gândeam la uh, vremea pe care o trăim, nu am putut să nu-mi pun problema cam așa. Dacă ar fi trăit Sfântul Apostol Pavel în timpul nostru, de unde și-ar fi petrecut sabatul de azi? De unde ar fi fost? Vă aduceți aminte cele trei călătorii misionare cu luni de zile pe corabie să meargă în stânga, în dreapta? De ce a grăbit Dumnezeu atât de mult lucrurile? De ce a micșorat atât de mult spațiu? De ce timpul trece așa de repede? De ce vorbim despre faptul că lucrurile se precipită și se întâmplă mai repede ca până acum, nu pentru ca, într-un fel oarecare, și Evanghelia să aibă aceeași um, dinamică, aceeași putere. Mulțumim lui Dumnezeu pentru tot, mulțumim lui Dumnezeu pentru fiecare clipă de adevăr și pentru fiecare moment de binecuvântare. Vreau să vă mulțumesc pentru sprijinul dumneavoastră, pentru rugăciunile dumneavoastră. Vreau să vă spun că dacă n-ați fi dumneavoastră, probabil că aceste plecări în stânga, în dreapta, pentru Cuvântul lui Dumnezeu, ar fi mult mai greu de realizat. Din cauza asta vreau... Începând din seara aceasta, să mulțumesc lui Dumnezeu pentru dumneavoastră, să mulțumesc dumneavoastră pentru un Dumnezeu așa de mare. Înainte de a pleca, deci la încep, la, undeva la sfârșitul lunii mai, rămăsesem cu un ciclu rupt. Se numea... Fiul lui David. Și în încercarea de a înțelege cum lucrează Dumnezeu, am oferit în fiecare clipă și în fiecare, sau am încercat să găsim în fiecare moment din viața lui David lecții semnificative pentru veacul 21, deci pentru noi. De asemenea am încercat ca prin David să putem să îl descifrăm mai bine pe Domnul Isus Hristos. L-am lăsat la Ciclag. Acolo a fost ultima noastră întâlnire cu David. La Ciclag. Sau luptând cu filistenii, ultimul său război. Iar David încercând să-și recupereze soția și averea din mâna celor care prădase reciclagul în timpul acesta. În seara asta aș vrea să facem un pas mai înainte spre o lecție, zic eu, foarte importantă, dar chiar importantă. Ce faci când moare Saul? De ce plângi? De ce nu plângi? Saul este o problemă pentru Israel, nu numai pentru David. Este o problemă pentru Dumnezeu. Saul este omul care este stăpânit de un duh rău. Saul este împăratul care este atât de mult condus de ură față de David, încât el se ocupă cu nimicirea lui David și uită să mai apere granițele propriului său popor, astfel încât filistenii pătrund aproape nestingheriți până spre inima țării. Cartea Patriar și Profet spune că în timp ce Saul urmărea nimicirea lui David, Satan în umbră urmărea nimicirea lui Israel datorită acestei patimi teribile pe care Saul o avea și anume ura față de David. Strategia aceasta a lui Satan ne arată că fiecare element de slăbiciune din partea noastră este folosită de Satan pentru ca să lovească până la urmă în poporul și în cauza lui Dumnezeu. În această situație, Dumnezeu îngăduie ca firul de viață al lui Saul să se încheie în această luptă. Uh din surprinsă în întâia carte a lui Samuel, capitolul 31. A doua carte a lui Samuel începe cu momentul în care Saul, fiind mort, vestea despre moartea lui ajunge la David și de aici întrebarea. Ce faci când moare Saul? Repet, marea problemă a lui Israel, a lui David și a lui Dumnezeu. Problema este dată la o parte. Ce faci? Surprinzător este faptul că... Versetul 11 din 1 Samuel spune David și-a aruncat, și-a apucat hainele, le-a sfâșiat, toți oamenii care erau lângă el au făcut același lucru, au jelit, au plâns, au postit până seara de durere pentru Saul, pentru fiul său Ionatan și pentru poporul Domnului, fiindcă fusese rătăiați cu sabia. Credeți că David a fost sincer? Lasă întrebarea asta cu dumneavoastră și vă voi ruga să facem o scurtă istorie. David n-a plâns când a fost în cele mai mari crize. Spre exemplu, n-a plâns când Saul a intrat în aceeași peșteră în care se refugiase el. Putea să aibă o criză nervoasă în momentul ăla. N-a făcut lucrul ăsta. N-a plâns în momentul în care a simțit că nimeni nu-l mai vrea pe teritoriul lui Israel și a trebuit să fugă la Filisteni, la împăratul Achish n-a plâns. N-a plâns când a trebuit să fugă de la împăratul Achis, să facă pe nebunul. David n-a plâns. N-a plâns în momentul în care Dumnezeu, după ce a făcut numărătoarea poporului, Dumnezeu l-a pus să-și aleagă pedepsa. Zice, ia alegeți tu între trei posibilități, alegeți pedeapsa care vrei. N-a plâns. Putea, într-adevăr, avea motive să plângă. David n-a plâns. Cel mai surprinzător lucru este faptul, pentru mine, faptul că, Mois, că David, iertați-mă, n-a plâns la momentul în care copilul său, din dragostea cu Batșeba, a murit. Vă aduceți aminte, lucrul cel mai ciudat a plâns până în momentul în care copilul bolnav fiind s-a zbătut între viață și moarte, Până în momentul acela a plâns, s-a -a, -a zbătut, a strigat către Domnul. Când copilul a murit, David n-a mai plâns. A fost o totală surpriză pentru oameni și oamenii s-au dus la el și zice, dar ce-i cu tine? Dacă ar trebui să mă așez în locul lui David, aș plânge și eu după rânduia la oamenilor. Adică n-aș plânge câtă vreme copilul trăiește, pentru că aș avea nădejde dacă poate scapă, se vindecă. Și aș plânge în momentul în care copilul a murit, pentru că îmi dau seama că nu mai e nicio posibilitate omenească de a scăpa. David face invers. David plânge câtă vreme copilul poate să scape și nu mai plânge când copilul a murit. Și explică el, am plâns câtă vreme puteam să lupt cu Dumnezeu pentru viața copilului meu când Dumnezeu a hotărât într-un fel pentru copilul meu, atunci eu nu fac altceva decât mă supun și merg mai departe. Foarte educativ felul ăsta de a gândi a lui David. Mai târziu, Apostolul Pavel spune, voi să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. David este clar că n-a plâns și nu s-a întristat ca alții. El n-a plâns și nu s-a întristat ca nimeni. Seamănă cu Domnul Isus Hristos. Nu seamănă de la unde a deprins el felul ăsta de a gândi. David însă a plâns moartea lui Saul. Vrăjmașul lui. Saul declară la un moment dat că el S-a purtat față de David ca un vrăjmaș. Saul spune, se poartă cineva așa cu vrăjmașul lui? Cum poți să ajungi să-ți plângi vrăjmașul? David mai plânge în momentul în care părăsește Ierusalimul. Atunci de frica lui Absalom. În 1 Samuel 15 cu 23 se spune că tot David și tot poporul care era cu el plângea. M-am întrebat de ce. Pentru că vă rog să observați, David știe foarte clar că nu plânge și David știe foarte clar când să plângă. Și de ce? De ce plângi David acum când părăsești Ierusalimul? Și David vede în toată această întâmplare un fel de tipologie a mântuirii lui, astfel încât mai târziu spune, dacă Domnul se va îndura sau îi va plăcea de mine și mă va aduce înapoi, părăsirea Ierusalimului pentru el... Era ca și cum Dumnezeu l-ar fi scos din cetatea mântuirii, din Sion și-l așteaptă ca Dumnezeu să-l aducă înapoi. Și în momentul în care el pleacă de acolo, el nu pleacă cu inima ușoară. El pleacă acolo decis și hotărât să se pună sub judecata lui Dumnezeu. Nu știu câți dintre noi suntem dispuși la așa ceva. Dar David se așează sub judecata lui Dumnezeu. De aceea când în drumul său apare Şimei și mei și aruncă cu pietre în el, David îl așează pe și mei într-o poziție de judecata a lui Dumnezeu și spune poate că Dumnezeu l-a pus, poate că Dumnezeu l-a trimis. Lăsați-l în pace, lăsați-l ca judecata sau lăsați ca judecata să meargă până la finalul ei. Și de asemenea, David mai plânge la moartea fiului său, Absalom. Vă amintiți cuvintele lui? Absalom, Absalom, fiul meu, de ce n-am murit eu în locul tău? Um, poate că noi înțelegem că vorbele sunt poetice, dar fiți atenți, Absalom... Sau iertați-mă, David nu plânge moartea lui Absalom. Ați observat lucrul ăsta. David plânge faptul că n-a murit el în locul lui Absalom. David e conștient de nevoia de jertfă în dreptul fiului său, care făcuse oarecum o, o situație sau trecuse printr-o situație de nerezolvat, neiertat, în fața niciunui om, că de aia a luat, a luat Ioab sulița și a înfipt-o în el în mijlocul copacului, pentru că prea de multe ori fusese iertat, în opinia lui Ioab, prea de multe ori fusese iertat și nu se putea merge mai departe pe linia aceasta a păcătuirii. Cu alte cuvinte, ajunsese la punctul de neîntoarcere, no return. Și David spune, pentru că a ajuns acolo. Și el nu contestă faptul acesta, dar David spune, de ce n-am murit eu? În locul tău. Să trăiești tu. Și să mor eu. Vă invit să cuceteați mai mult la lucrul acesta. Și vă invit ca, într-adevăr, să nu considerăm că sunt doar cuvinte care ar putea să fie înțelese și așa. Doamne, de ce a murit Absalom? Nu. Nu e de ce a murit Absalom. David spune, de ce n-am murit eu? Și David își vede greșelile, David își vede păcatele, David se vede nevrednic. Din punctul lui David de vedere, n-aveai ce să alegi între David și între Absalom. Din punct de vedere al lui David, el nu se vede mai puțin vinovat decât Absalom. Și el este cel care aproape pune întrebarea asta, bine, Doamne, dacă lucrurile sunt așa, eu de ce trăiesc? Dacă fiul meu a murit pentru că s-a revoltat împotriva mea, eu de ce trăiesc când m-am revoltat împotriva ta? De asta am început în seara asta cugetarea cu întrebarea aceasta. De ce plângi? Când plângi? Cum plângi? Foarte interesant cum unii oameni își aduc aminte de David doar ca fiind omul păcatului, violent, adulter, adulterin, plin de vinovăție. Și Dumnezeu nu și aduce aminte în felul ăsta de el. Încă o dată, enigma este de ce moare Absalom, tânărul, și de ce trăiește bătrânul David. De ce plângi? Mă întorc la plânsul lui David pentru Saul. David a plâns sincer pe Saul, ca și Samuel. Vă aduceți aminte, în 1 Samuel 5, pe 35, spune că Samuel, deși nu s-a mai întâlnit cu Saul, l-a plâns pe Saul până în ziua morții lui. L-a plâns pe Saul. Dumnezeu, la un moment dat, în, capitol, în următorul capitol, capitolul 16, începe capitolul spunând, până când nu încetezi să plângi pe Saul. Până când? Și textul spune că n-a încetat niciodată. Deși, deși Dumnezeu spune, l-am lepădat și acum încep să lucrez cu altcineva, nu cu Saul. Încep să lucrez cu David. Și Samuel este conștient de lucrul acesta, Samuel se duce lunge pe David, Samuel nu se mai întâlnește niciodată cu Saul, dar el nu încetează să plângă pe Saul. De ce? Se pare că David învață ceva de la Samuel. Aici prietenia lui cu profetul de roade. Din prietenia cu profetul se naște uh, faptul că Saul, că iertați David nu se atinge de Saul și din prietenia cu Samuel se naște și reflexul lui David la moartea lui Saul. E ceva profetic în această atitudine. Citez din Cartea Patriar și Profeții. Durerea lui David, pricinuită de moartea lui Saul, era sinceră și adâncă, făcând dovada generozității unei naturi nobile. El n-a tresăltat din cauza căderii inamicului său. Piedica cei oprea urcarea pe tronul lui Israel fusese înlăturată, dar el nu se bucura de faptul acesta. Moartea făcuse să se șteargă amintirea neîncrederii și cruzimii lui Saul. Și acum nimic. Nu-i mai vedea în minte din viața lui decât ce era nobil și împunător. Uau! Wow. Auziți? David acum își amintea de faptul că Saul era nobil și un om extraordinar. O, 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 minte, o minte care a cunoscut mântuirea are binecuvântarea asta. Să uite ce e rău. Să uite ce e rău. Și să-și aducă aminte doar de ce era nobil și impunător. Numele lui Saul îi l-a legat de aceea lui Ionatan, a cărui prietenie fusese, fusese sinceră și neegoistă. Um. Aș vrea să tratez o problemă aici, scurt. Am numit-o Sindromul Pedepsei. Despre ce este vorba? Ce faci atunci când un om vinovat este pedepsit? Ce faci atunci când un om vinovat care își merită pedepsa este pedepsit? Vă voi ruga să citim împreună câteva exemple. Ieremia 50 cu 6. Poporul meu era o turmă de oi pierdute. Păstorii lor îi rătăceau, îi făceau să cutreiere munții, treceau de pe munți, pe dealuri, uitându-și staulul. Foarte interesantă această rătăcire a poporului. Tot cei ce îi găseau, îi mâncau. Și vrășmașii lor ziceau, și aici aș dori să mă urmăriți, ce ziceau vrășmașii care îi mâncau. Noi nu suntem vinovați, fiindcă ei au păcătuit împotriva Domnului. Locașul neprihănirii, împotriva Domnului, nădejdea părinților lor. Deci, cei care îi mâncau ziceau, noi nu avem nicio vină. Cine i-a dat în mâna noastră? Păcatul lor. Ei au păcătuit împotriva Domnului. Deci am început cu versetul 6, 7 și apoi versetul 10 din Isaia 50 din Ieremia 50, iertați-mă. Astfel va fi dată prada jaful, pradă jafului Haldea și toți cei ce o vor jefui se vor sătura de jaf, zice Domnul, căci voi v-ați bucurat și v-ați înveselit când mi-ați jefuit moștenirea mea. Da, săreați ca o juncană în iarbă, nechezați ca niște armăsari. Um, haldeia. Babilonul a fost aceia care au venit și au luat în captivitate Ierusalimul dat, datorită cărui fapt? Păcătuiseră. Ajunseseră cu păcatele până la cer. Nu se mai putea. Și Domnul spune, l-am folosit pe nebucadnețar ca pe un ciocan. Și am venit și mi-am făcut lucrarea cu el. Dar Dumnezeu zice, ai grijă. Că ca o juncană. Te bucurai de faptul că eu mi-am pedepsit poporul. Din cauza aceasta vă va veni și vor rândul. În legătură cu Moabul, Ieremia 48 cu 27, n-a fost Israel de râsul tău? A fost prins el oare printre hoți de dai din cap ori de câte ori vorbești despre el? Și tot despre Moab vorbește și Cefania în Cefania 2 cu 10. Lucrul acesta li se va întâmpla pentru mândria lor, pentru că au bagiocorit și au fost semeți cu poporul Domnului Oștirilor. Nu înțeleg lucrul ăsta dacă Dumnezeu i-a trimis pe haldei să-i pedepsească, dacă păcatul lor ajunsese până la cer, de ce îi mustră Dumnezeu pe Moab? De ce îi mustră pe haldei? De ce? Amon, Ezechiel 25, spune copiilor lui Amon, ascultați cuvântul Domnului Dumnezeu, așa vorbește Domnul Dumnezeu, pentru că ai zis, ha, ha, sfântului meu locaș când era pângărit. Țării lui Israel când era pustită și casei lui Iuda când se ducea în robie. Versetul 3. Voi face, ca ra, voi face din Raba un ocol de cămile și din țara copilor lui Amon o stână de oi ca să știți că eu sunt Domnul. Din ce cauză? Pentru că te-ai bucurat în momentul în care Dumnezeu a aplicat o pedeapsă. poporului Israel. Păi ce să fac, Doamne? Ce să facă? Că erau, erau păcătoși, atât de păcătoși încât nouă ne făcea rău, ne făceau rău, se purtau urât cu noi, păcatul se vedea de la distanță și acum când i-ai pedepsit, ei meritau asta. Și Dumnezeu spune, pentru că te-ai bucurat. Păi ce să fac, Doamne? E domul. Pentru că aveai o ură veșnică și ai doborât cu sabia pe copiii lui Israel în ziua necazului lor, în vremea când nelegiuirea era la culme. Auziți? Domnul spune. Nelegiuirea poporului Israel era la culme. Ce a făcut? E domnul i-a pedepsit pentru că nelegiurile lor era la culme. Iată, am negat pe tine muntele, muntele Seirului, amintind mâna împotriva ta, te prefac într-o pustietate și într-un pustiu. Ce să fac, Doamne? Ce să fac? Și răspunsul lui Dumnezeu parcă sună în felul ăsta. Nu știi să te rogi pentru Saul până în ziua morții, precum Samuel, nu știi să te rogi. Precum cum să mă rog, Doamne, când merită, când merită, Fraților, mă întorc la David, la cuvintele acelea de mare rezonanță. În cântarea de jale sa, nu spuneți lucrul acesta în gat. Nu răspândiți vestea în ulițele Ascalonului ca să nu se bucure fetele filistenilor. 1 Samuel 1 cu 20. Fala ta, Izraele, zace ucisă pe dealurile tale, cum au căzut vitejii, spune versetul 19. Nu spuneți lucrul acesta în gat. Cum să nu spui în gat? Pe păi nu merita. Și fiți atenți. David spune, nu spuneți lucrul acesta în gat, unde fugise el. La Kish. Acolo unde făcuse el pe nebun, acolo unde el mai târziu fusese angajat cu oamenii lui pentru ca să lucreze în slujba împăratului. Să nu-i spuneți cumva acolo. Cum să nu spun? Păcatele au ajuns la culme. Lucrurile sunt de netolerat. Lasă să știe lumea ce se întâmplă în poporul lui Dumnezeu. Așa? Lasă să știe lumea ce e în poporul lui Dumnezeu. Din ce în ce mai mult există reflexul ăsta. Ni se pare că. nouă, ni se pare că nu e corect să ascundem lucrurile. De ce David ascunde moartea lui Saul? De ce nu o publică? Să știe toată lumea, să se bucure filistenii, să se bucure toți de jur împrejur, pentru că au scăpat de o problemă. Saul. Să se bucure poporul, să se, se bucure filistenii, să se bucure el. Știți că este un proverb care spune că n-ar trebui chiar să îți întinzi toate rufele la soare, pe gard ca cei din afara gardului să vadă ce ai tu în casă. Știți, proverbul, da? De ce? Ține de, ține de conducătorul casei, de creierul casei. Dacă el vrea ca toată lumea să vadă ce este murdar în casă și intimitatea și problemele intime ale casei, dacă le pune pe gard ca să le vadă vecinii, sau dacă respectivul păstrează în taină lucrurile care nu fac cinste. Păstrează în taină. E ceva nedrept cu faptul că stăpânul casei Vrea să păstreze în taină o parte a casei lui? Este ceva nedrept în toată treaba asta? Dar de aia e făcută casa. Casa de aia e făcută ca lucrurile care se întâmplă în casă să rămână în casă. Este un soi de protecție, este un soi de, este un soi de ameliorare a situației. Despre dragoste se spune dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Există reflexe care aruncă în aer și umplu lumea de păcate, cum este media în ziua de astăzi care se ocupă cu scandaluri peste tot și face ca toată lumea să semene cu cel rău. Există un Dumnezeu care schimbă lucrurile. Vă duceți aminte cum numește Dumnezeu pe Maria Magdalena. Oamenii o numesc Maria Magdalena cum o numește lumea. Păcătoasă, desfrânată și așa mai departe. Dumnezeu o numește Ioan doi. Maria era aceea care a uns pe Domnul cumir și a șters picioarele cu părul ei. Unde sunt păcatele? Unde sunt unde e scandalul? Unde e mizeria? Unde? E? Maria era aceea care a uns pe Domnul cumir și a șters picioarele cu părul ei. Cum se numește asta? Să nu știe îndreptățiri. A îndreptățit-o Dumnezeu și zice Romani 8, dacă Domnul este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Ăsta este, ăsta este modelul existențial, modelul de lucru pe care l-a lăsat Domnul Isus Hristos pentru poporul său. Lucrează, luptă împotriva păcatului, dar salvează, pocăiește, schimbă omul de supăcat. Pavel vorbește despre sine în 1 Corinteni 15. În <laughs> 1 Corinteni 15 el spune: prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Că despre mine ce am fost eu? Și el spune: am fost prigonitor, am fost pulitor, am fost o stârpitură, am fost cel din dintre dintre păcătoși. Ăsta am fost. Și el spune, prin harul lui Dumnezeu am ajuns apostol. Păi ce ești, Pavel? Ești apostol sau ești hulitorul și prigonitorul? Și el spune, sunt apostol? Cine hotărăște ce ești? Cine? Prin harul lui Dumnezeu. Sunt ce sunt. Felul ăsta de a gândi, prin har, felul ăsta de a gândi prin frumos, felul ăsta de a gândi prin mântuire, Ține de David, este ceea ce David a făcut aici. El ia din toată viața lui Saul și nu-și mai aduce aminte decât de ce era frumos, nobil și impunător în viața acestui om. Oare noi putem face treaba asta? Oare suntem chemați la așa ceva? Dacă Isus Hristos face asta cu mine și mă îndreptățește, voi putea îndreptăți vreodată pe cineva în jurul meu astfel încât, în ciuda unei vieți în care toți am putea să fim creionați de către cel rău, într-o modalitate în care să fim candidați la pierzare, poate cineva să creioneze pe același om. În așa fel încât să fie candidat la mântuire? Dacă Domnul Isus Hristos face asta, eu, eu, de ce plângi? De ce nu plângi? Sunt mari întrebări. În grădina aceea a mormântului, Maria s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos și Domnul Iisus Hristos o vede plângând și o întreabă din nou. De ce plângi? Pe cine cauți? Foarte frumos. Să știți că plânsul este în funcție de pe cine căutăm, pe cine vrem să vedem, cu cine am stat aproape, cine ne-a învățat să iubim sau nu. să nu e un moment de bucurie. să nu aduce nimic în mine. Nu mi oferă nici o satisfacție, nici mie, nici ție, nimănui. E treaba lui Dumnezeu modul în care El administrează această corecție. Eu sunt acela care sunt chemat să mă rog și să plâng. Să-l plâng pe Saul, să-l plâng pe omul de lângă mine. Să plâng ca pe cel mai bun om, nobil și frumos pe care l-am întâlnit. Sunt multe de spus și cred că tema aceasta nu s-a încheiat aici. Este doar o provocare pe care, vă spuneam, aș dori să o continuăm și să o rezolvați dumneavoastră. Dar îmi face plăcere să știu că dragostea lui Isus Hristos învinge păcatul și aduce la iveală neprihănirea. Amin. Te rugăm, Tatăl nostru, numele Domnului Isus, să ne umpli viața și sufletul de iubirea Ta. Să ne umpli viața și sufletul de grija ocrotitoare pentru salvarea oricărui om de lângă noi. Te rugăm, Părinte, să ne umpli Sufletul cu Duhul Tău cel Sfânt care să rodească în noi roade nepământești și care să ne învețe, Părinte, să ne învețe plânsul acela și suspinul Duhului pentru salvarea celui păcătos. Și de asemenea, Părinte, să ne înveți să fugim de reflexul acela al firii care ne învață să ne bucurăm pentru că pe altul îl doare. Doamne, stăm înaintea ta cu viața noastră. Toată. Dacă nu ne-ai fi iertat tu, am fi fost neiertați. Dacă nu ne-ai fi îndreptățit tu, astăzi am fi fost tot strâmbi. Dacă n-ai fi mijlocit tu, Doamne, pentru noi cu cuvintele acelea, iartă-i, Tată, că nu știu ce fac, astăzi, Doamne, am fi la rând cu toți vinovații acestei lumi. Îți mulțumim, Doamne, pentru lecția aceasta în care noi suntem salvați și mântuiți prin Harul Domnului Iisus Hristos și ajută-ne, Doamne, ca să fim purtători a acestui mesaj noi înșine. În viața noastră, față de oricine e în jur, prin Domnul Isus te-am rugat. Amin.